Astăzi, vrem să ne uităm astăzi la o lucrare pe care a realizat-o Hristos atunci când a murit pe cruce, și care nu este cunoscută de majoritatea creștinilor. Când Hristos a murit pe cruce, s-au împlinit mai multe lucruri. Acolo, pe cruce, la sfârșitul celor șase ore, el a folosit următoarele cuvinte: Ioan 19. Versetul 30. S-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? O serie de lucruri s-au sfârșit. În primul rând, lucrarea mântuirii s-a sfârșit. Plata păcatelor omului, plata vinei lui, datoria ce o avea omul înaintea lui Dumnezeu, în fața legii lui Dumnezeu, a fost plătită. Datoria a fost anulată, a fost ștearsă. Acesta este primul și cel mai important lucru. În Colosenii 2 cu 14 este scris că Isus a șters, a anulat actul ce sta împotriva noastră. Orice păcat ce l-am comis în gând, cuvinte, fapte, atitudini, motivații, este o datorie ce o avem față de Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu. Noi suntem vinovați, dar Hristos a murit plătind datoria. A luat pedeapsa. Este un alt mod de a privi la moartea Lui pe cruce în legătură cu păcatul. Pedeapsa Trebuie să o primim pentru păcatele noastre de la Dumnezeul cel Sfânt, care nu putea să treacă cu vederea păcatele doar pentru că ne iubește. Știți că un judecător nu poate să-și lase liber copilul doar pentru că îl iubește. Unii oameni spun, de ce nu ne lasă Dumnezeu, nu lasă păcatul nepedepsit atunci când ne pocăim? Ei bine, aceasta ar dărâma temelia dreptății în univers. Dacă un judecător lasă liber pe fiul lui spunându-i, ok, fiule, eu te iubesc și chiar dacă ai comite o crimă, eu te las liber. Atunci ar distruge baza justiției în acea țară. Dumnezeu nu poate face asta. Judecătorul poate pedepsi fiul cu o amendă și apoi să plătească chiar el, ca tată. Și aceasta a făcut Dumnezeu. El a dat verdictul. Pedeapsa omului este moartea. Moarte înseamnă separat de Dumnezeu pentru totdeauna. Apoi, el a venit în chip de om și a luat pedeapsa asupra sa însuși. Iisus Hristos a murit și acolo, pe cruce, timp de trei ore, a fost separat de Tatăl. Părtășia sa cu Tatăl a fost întreruptă. De aceea a strigat Hristos, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El nu l-a numit niciodată pe Tatăl Său Dumnezeu, ci totdeauna l-a numit Tatăl Lui. Dar acum sta în fața judecătorului Universului, cu păcatul tău și al meu asupra sa, plătind pedeapsa. și fiind părăsit timp de trei ore. Pentru că Hristos este o ființă eternă, în cele trei ore, el a putut suferi pedeapsa eternă din iad a întregii omeniri, în acea perioadă scurtă. Acolo a fost un timp concentrat al pedepsei. De aceea cerul s-a întunecat, soarele nu și-a mai dat lumina lui, pământul s-a cutremurat, deoarece Creatorul Universului a luat pedeapsa pentru păcatul omului. Acesta a fost primul lucru ce l-a realizat Hristos la cruce s-a sfârșit. Pedeapsa pentru păcat a fost luată și astfel a putut spune din nou, Tată. Părtășia cu Tatăl s-a reluat și astfel a putut spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul și a plecat în paradis. Dar mai este un lucru ce s-a realizat la cruce. Acesta îl citim în următorul verset din Coloseni 2, versetul 15 a dezbrăcat sau a dezarmat domniile și stăpânirile. Cele care stăpâneau omul. În grădina Edenului, diavolul l-a făcut pe om sclavul lui. Și Adam s-a închinat diavolului. Căci asta s-a întâmplat de fapt în Eden. Ceea ce a spus de fapt diavolul Evei a fost, închină-te mie și nu lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a spus, nu mânca din pom. Dar eu îți spun: Mănâncă din pom. cui te vei supune? Cine vrei să fie regele tău? Eva a spus: Te fac regele meu. Mă supun ție și fac ce spui tu. Și Adam a făcut același lucru. Și din acel moment, rasa umană l-a acceptat pe diavol regele lor. Ca Domnul lor. Și priviți ce dezastru a făcut el în rasa umană în toți acești mii de ani. Când a venit Isus, a revendicat acea poziție de autoritate și stăpânire pe care a avut-o Dumnezeu în relația lui cu omul. Și astfel, el a trebuit să distrugă autoritatea falsului Domn, diavolul, ce o avea asupra omului. Și astfel, când Isus a murit pe cruce, a înfrânt și puterea diavolului pe cruce. Biblia spune aici că i-a luat armura. Toate armele ce le avea pentru a lovi omul au fost luate. S-a terminat. S-a sfârșit. Evrei 2, versetul 14, spune că Isus a avut parte de moarte ca prin ea să-l facă pe diavol fără putere. Diavolul este viu, n-a fost distrus încă, dar armele lui i-au fost luate, a fost lăsat fără putere. El avea puterea morții, dar nu mai are. Evrei 2 cu 14 spune că puterea morții pe care o avea diavolul până în acel moment a fost ruptă prin moartea lui Isus. Astfel, diavolul nu mai are nicio putere asupra vreunui om care îl alege pe Hristos. Dacă nu-l accepti pe Hristos ca rege peste viața ta, este clar că diavolul rămâne rege peste viața ta și va avea putere peste tine, peste familia ta, peste afacerea ta, peste orice altceva. Nu-ți va ruina afacerea. Poate-ți va prospera afacerea pentru a nu avea timp de Dumnezeu. Scopul lui nu este să te facă sărac, ci să te țină departe de Dumnezeu într-un fel sau altul. Și dacă reușește să te țină departe de Dumnezeu prin înflorirea afacerii tale, afacerea îți va prospera. Dacă te poate ține departe de Dumnezeu printr-o sănătate de plină, îți va da sănătate, fără să-ți dea vreodată vreo boală. Deoarece boala îi face pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Sărăcia îi poate face pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Deci nu crede că diavolul vine să te facă sărac sau bolnav, că se teme că tu te vei îndrepta spre Dumnezeu. El vrea să-ți conducă viața și să fie sigur că îți vei petrece toată veșnicia cu el în iad în iazul cu foc. Scopul lui nu este să ai o viață confortabilă, ci scopul lui este să te împiedice să te apropii de Dumnezeu. Și dacă nu-L alegi pe Hristos ca Domn peste viața ta, diavolul rămâne Domn acolo. Deci, ce a realizat Hristos la cruce? În primul rând, a luat pedeapsa pentru păcatele noastre. Și în al doilea rând, a distrus puterea diavolului de peste noi. El a spus, s-a isprăvit, s-a sfârșit. Diavolul nu mai are nicio putere asupra celui care îl alege pe Hristos ca domn al vieții lui. Este foarte important pentru noi să știm aceasta. În Vechiul Testament, nu vei citi niciodată de cineva care să-l confrunte pe Satan. Chiar de la primul om neprihănit, Abel, Până la Ioan Botezătorul, nici unul nu l-a confruntat pe Satan. Toți inamicii cu care s-au luptat erau oameni, filisteni, amoriți, madianiți, etc. Dar în momentul când a venit Isus, el a fost într-o confruntare continuă cu Satan. Erau oameni posedați de demoni în sinagogă, ce stăteau acolo foarte confortabil, de mulți ani la predicile fariseilor. Dar imediat ce a venit Isus și a predicat, acei demoni ce posedau oamenii, dintr-o dată au fost deranjați, deoarece a venit cineva să le tulbure împărăția. Și ei au știut aceasta. Farisei nu erau acolo să le deranjeze împărăția. Așa că demonii nu deranjau slujba cât fariseii erau pe acolo. Dar de îndată ce a venit Isus, au început să creeze probleme slujbei din sinagogă. Și din când în când, venea câte o persoană posedată de demoni. Și Isus era în confruntare directă cu Satan, iar Hristos scotea demonii din om. Isus spune în Matei 12, versetul 28, Dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, din nou, trebuie să recunoaștem faptul că Isus și-a exercitat lucrarea ca om. El a biruit ispita ca om. A scos afară demonii, nu cu puterea lui inerentă de Dumnezeu, ci ca om. Versetul 28 spune, prin Duhul Sfânt. Puterea Duhului Sfânt care o avea ca om, fiind uns cu Duhul Sfânt, el scotea afară demonii și El spune că aceasta dovedește că împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ. Până atunci, împărăția lui Dumnezeu nu venise pe pământ. Era o împărăție pământească ce o aveau evreii în țara Canaanului. Ei nu puteau să-L învingă pe diavol, ci doar pe cananiți și filisteni. Dar când a venit Isus, el a adus împărăția lui Dumnezeu jos, tuturor celor ce o doreau. Și a adus un conflict direct cu împărăția diavolului. Și astfel, dracii erau scoși afară prin puterea Duhului Sfânt. Hristos este acum înălțat la cer. Dar are un alt trup aici, pe pământ. El a avut un trup fizic pe când mergea prin Galilee, Dar acum. El are un trup spiritual, care este biserica, oamenii care se încred în El și care Îl au ca Domn al vieții lor. Și prin acest trup spiritual, Hristos vrea să facă același lucru care L-a făcut prin trupul său fizic. Știi că aceasta este misiunea biserice? Citim aceasta în Fapte 1, versetul 1. Luca a scris această carte și face referire la Evanghelia care a scris-o. Evanghelia lui Luca. Și o descrie ca o primă relatare către Teofil, căruia i-a scris despre tot ce a învățat Isus să facă și să învețe. Aceasta este descrierea Evangheliei lui Luca. Tot ce a început Isus să facă și să învețe. La ce se referă el? Ce scrie el nou acum? Evident, despre tot ceea ce Isus a continuat să facă și să învețe. Deci, în trupul său fizic a început să facă și să învețe, iar acum, în trupul spiritual care s-a format în ziua cinzecimii, el a continuat să facă și să învețe. Așa că putem spune că această carte, numită Faptele Apostolilor, este de fapt faptele lui Isus Hristos prin trupul lui spiritual. Așa cum în Evanghelia lui Luca sunt faptele lui în trupul fizic. Evanghelia lui Luca este ceea ce Isus a început să facă și să învețe. Faptele apostolilor este ceea ce Isus a continuat să facă și să învețe. Deci ce vrea Hristos să facă biserica lui în raport cu demonii? când demonii apasă oamenii care vin în biserică, acei demoni trebuie scoși afară. Oriunde vine împărăția lui Dumnezeu și demonii vin să confrunte aceasta, demonii nu pot sta în picioare, deoarece satan a fost înfrânt pe cruce. Dar satan nu vrea ca tu să știi că el a fost înfrânt pe cruce. El vrea ca tu să crezi că el încă are putere asupra ta te ține ignorant și astfel te ține în robie. De aceea este așa de important pentru noi să cunoaștem Scriptura, care ne învață că diavolul a fost înfrânt pe cruce. Iar în Iacov 4, versetul 7, spune: Dacă te supui lui Dumnezeu și te vei împotrivi diavolului, el va fugi de la tine. Supune-te lui Dumnezeu, împotrivește-te diavolului și el va fugi de la tine. Cu alte cuvinte, dacă viața mea este supusă în întregime lui Isus Hristos, sub conducerea sa, și stau împotriva diavolului în numele lui Isus Hristos, el va fugi. Asta dacă cred că Hristos l-a înfrânt pe cruce. Și dacă conștiința mea este curată, dacă am permis păcat în viața mea, dacă permit conștient păcat în orice domeniu al vieții mele, dacă este vreun păcat care este nerezolvat în viața mea, putem spune că diavolul are un loc în viața mea. Și astfel nu-i pot sta împotrivă, pentru că are ceva în viața mea. El pune piciorul în ușă. Nu ai autoritate asupra diavolului dacă păcatul nu este mărturisit și nu te-a îndreptat. Pentru că diavolul are ceva în inima ta și nu-i poți rezista, oricât ai încercat să-i te împotrivești. Chiar dacă ai spune în numele lui Isus, el tot acolo va sta. Dar, dacă conștiința ta este curată și ai rezolvat totul cu Dumnezeu și cu oamenii, și sângele lui Hristos te-a curățat de toate păcatele. Și dacă ai cerut iertare de la cei care i-ai rănit și ai returnat lucrurile pe care le-ai luat pe nedrept, și dacă conștiința ta este absolut curată și te supui lui Dumnezeu în totalitate, atunci când te împotrivești diavolului, în numele lui Isus, el trebuie să plece. Deci este foarte important pentru noi să știm că diavolul a fost înfrânt pe cruce. Și dacă crezi aceasta și dacă conștiința ta este curată, vreau să spun chiar și celor mai tineri credincioși care mă ascultă, tu ai autoritatea asupra lui Satan în numele lui Iisus Hristos. Vreau să vă mai spun ceva. Diavolului nu-i place să audă că îi spui că a fost înfrânt pe cruce. În Apocalipsa 12 citim despre Satan care a venit pe pământ și anumiți oameni la un înfrânt. Cum la un înfrânt? Ne spune în Apocalipsa 12, versetul 11. În primul rând, ei l-au înfrânt prin sângele mielului. Prin sângele lui Hristos care s-a vărsat pe cruce, învingem acuzațiile lui Satan. Nu poți birui acuzațiile diavolului ce ți le pune în minte cu privire la păcatul și greșelile din trecut, cu o excepție. Dacă crezi că atunci când Isus a murit și își vărsa sângele, ai spășit toate păcatele pe care le-ai făcut vreodată. Au dispărut. Numai dacă nu crezi aceasta, nu poți birui acuzațiile lui Satan. Dacă doar zici, nu voi mai repeta păcatul, asta n-ajută. Ce se întâmplă cu ce ai făcut în trecut? Sângele lui Isus te-a spălat, a șters totul, ești declarat neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dacă crezi aceasta, ai îndrăzneală înaintea lui Satan. Iar celălalt lucru menționat aici în Apocalipsa 12, versetul 11, este cuvântul mărturisirilor. Acum este un loc unde să ne depunem mărturia, în biserică, înaintea oamenilor. Aceasta înseamnă a fi un martor pentru Hristos. Iisus a spus că trebuie să fim martori ai Lui până la marginile pământului. Dar aici, în context, se vorbește despre cuvântul mărturisirii noastre către Satan. Tu trebuie să-i spui lui Satan cu gura ta, că -și te aude. El nu se poate auzi gândurile. Doar Dumnezeu poate auzi gândurile tale. Îngerii nu pot asta. Nici o ființă umană nu poate auzi gândurile. Nici diavolul și nici demonii nu pot. Când te rogi în gând, diavolul nu te aude. Dacă îi spui ceva diavolului în gând, nu te poate auzi. Pentru că Dumnezeu nu i-a dat această putere. El poate doar pune gânduri în mintea ta. Așa cum o ființă umană îți poate pune gânduri în mintea ta prin ceea ce îți spune. Dar nu poate să-ți audă gândurile. Este foarte clar. În 1 Corinteni 2 spune, cine știe ce gândește un om în mintea lui? Doar Duhul lui știe. Desigur că și Dumnezeu știe. El știe toate lucrurile căci se uită în inima omului. Deci trebuie să vorbesc diavolului cu gura mea, ca să audă ce vreau să zic. Și este important pentru noi să spunem un cuvânt al mărturiei noastre lui Satan, spunând, tu ai fost înfrânt pe crucea calvarului. Totdeauna încurajez persoana care o aduc la Hristos când îi spun să-și mărturisească păcatele, să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor al lor și totdeauna o încurajez să vorbească diavolului și să-i spună în față că a fost înfrânt la cruce. Îmi amintesc că odată îi vorbeam unei femei ce a venit în casă la noi. Eu și soția stăm de vorbă cu ea și îi spuneam să-L accepte pe Hristos ca Mântuitor al ei. Și am spus apoi, spune-i diavolului tu ai fost înfrânt la cruce. Și dintr-o dată s-a întors spre mine, s-a schimbat la față și a schimbat vocea și mi-a spus, nu am fost înfrânt pe cruce. Ea era posedată de demoni. N-am știut asta. Ok? Dacă ești confruntat cu un demon, atunci vorbești demonului. Așa că i-am vorbit demonului din acea femeie și i-am spus, ai fost înfrânt pe cruce demoni, așa că ieși afară din ea în numele lui Isus. Și desigur, demonii trebuie să se supună numelui lui Isus. Dacă crezi și spui cu credință, ei pleacă. Și acel demon a plecat imediat. Apoi, i-am spus acelei femei, acum Spune-i diavolului, tu ești înfrânt pe cruce de Isus Hristos. Și a spus-o. Acum era liberă. Dar din acea zi am învățat ceva. Și anume că diavolului nu-i place să audă că a fost înfrânt pe cruce. Ție ți place să auzi povești ale jocurilor în care ai fost înfrânt? Nu. Îți place să auzi de jocuri în care ai câștigat? Nu de cele în care ai fost înfrânt. Așa că nici diavolului nu-i place să audă aceasta. Dar este important să-i spunem aceasta. Aceasta ne întărește propria viață. Și este important să învățăm pe toți copiii lui Dumnezeu acest minunat adevăr. Că atunci când Isus spunea pe cruce S-a sfârșit, împărăția diavolului a luat sfârșit pentru cei ce l-au acceptat pe Isus. Aceasta nu-i pentru oricine. Dacă nu ești supus lui Dumnezeu și nu-L faci pe Dumnezeu regele tău și pe Isus să fie regele tău, atunci diavolul este regele tău. Dar dacă ai decis ca Isus să fie regele vieții tale, Domnul vieții tale, atunci diavolul nu mai este rege al vieții tale. Poate fi domnul peste viața multora, dar nu peste a ta. Tu trebuie să cunoști poziția ta în Hristos, ca să fii cu adevărat liber. Evrei 12 vorbește despre o frică pe care diavolul caută să o aducă peste oameni, frica morții. Și aceasta este una dintre cele mai mari frici pe care diavolul o aduce peste oameni. Frica morții. Orice altă frică pe care o avem în viața noastră, putem spune că este o frică inferioară, mai mică decât frica morții. Frica de moarte este cea mai puternică frică ce o au oamenii. Orice altă frică, frica de viitor, de sărăcie, de boală, de orice altceva, se află sub acea frică. Și diavolul caută totdeauna să aducă frică în inima ta pentru ca să-ți controleze viața. Dacă îngădui fricii să vină în inima ta cu privire la orice lucru, poți fi sigur că diavolul are o portiță în viața ta. De aceea este important să nu lăsăm ca frica să vină în inima noastră, deoarece frica este opusul credinței. Când am credință în Dumnezeu, când cred că Cel Atotputernic este Tatăl meu și când cred că Hristos l-a biruit pe Satan pe cruce și că mă protejează, este imposibil să mai am frică de ceva. Nu se poate să mai am neliniște, tensiune, îndoială cu privire la niciun lucru. Domnul se îngrijește de toate. Dar, dacă permit fricii să vină în inima mea, atunci diavolul are un loc acolo. În Evrei 2 cu 15 spune că Isus a venit să ne elibereze de frică. Pentru că frica aduce robie. Oricine are frică ajunge la robie. Ce se poate face diavolul dacă a fost biruit pe cruce și dacă armele i-au fost luate? Diavolul este cel mai mare terorist. Oamenilor le este frică de teroriști, datorită armelor ce le poartă. Dar dacă li se iau armele, ce mai pot ei face? Nimic. Așa trebuie să-l vedem pe diavolul, înfrânt la cruce. Atunci când a murit Isus și când a înviat apoi triumfător peste moarte, iad mormânt, satan, orice, și s-a înălțat la cer, Biblia spune că totul este sub picioarele lui. Așa spune în Efeseni 1. Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui Isus Hristos și l-a dat căpetenie peste noi, care suntem trupul lui. Dacă facem parte din trupul lui Hristos, și diavolul și toți demonii sunt sub picioarele lui Hristos, poți fi sigur că diavolul este și sub picioarele noastre, căci noi suntem trupul. În Romani 16, versetul 20, spune: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Vedeți? Va fi zdrobit. A fost înfrânt pe cruce acum 2000 de ani. Dar urmează să fie zdrobit. Toată puterea lui va fi luată de peste tine. Nu va fi în stare nici măcar să te amenințe sau să te înspăimânte. Totul va înceta. Va fi zdrobit. Locul diavolului este sub picioarele noastre. Acesta este locul pregătit de Dumnezeu diavolului. Și eu trebuie să-l țin acolo. El nu trebuie să stea deasupra capului meu sau să-mi facă ceva. Ia poziția aceasta în Hristos și nu vei mai trăi niciodată cu frică. Dumnezeu să vă binecuvinteze.